Lăsat a secului de dor. Eram student, zice. Și tata îmi dătea fix banii de cămin și de cantină. Niciun leu în plus. Îți imaginezi? Tânăr, student și fără un ban în buzunar? Aveam vreo 20 de lei pe care mi-i strecura bunica. Dumnezeu să o odihnească, că tu ai îngropat-o. Ce un bun a fost. Nu zic nimic. Îl privesc pe sub gene, tăcut. Mi-am uitat ochelarii acasă. Îmi mijesc ochii ca să-i văd chipul. Suntem la al doilea pahar de vin și brusc zice... Mă duc să scot suica lui tata. Apare cu o sticlă pe care scrie M2012. O așează pe masă și zice cu un ușor tremur în glas. Asta e ultima sticlă de suică făcută de tata, o lună înainte să moară. Și vreau să o beau cu prietenii mei. Pe fereastra deschisă a bucătăriei aud fetele râzând. A fost un om drept, zice cineva de la masă. Mi se umplu ochii de lacrimi. Mi-e dor de tata, mi-e dor sfâșietor. Azi dimineață, ea mi-a făcut mucenici, cum îi făcea mama tatei. Supa aceea parfumată cu opturile infinitului fierte. amintind de sfinții soldați romani care au înghețat în Sevastia pentru Hristos și că în fiecare an am mâncat o farfurie de mucenici cu lingura tremurându-mi în mână, cu gândul la tata. În fața mea Mihai, pe care îl oblig să mă privească mâncând mucenici, cum mă obliga tata pe mine, Crin, nu vrei să guști? Am gustat, tată, nu-mi plac, nu te supăra. Mihai, nu vrei să guști? Am gustat, tată, nu-mi plac, nu te supăra. Atunci te rog, doar privește-mă și amintește-ți. Prietenul meu pune un pahar de țuică. Îl scutur scurt și vărs patru picături, după tradiția de dincolo de munți. Dumnezeu să-l odihnească pe tatăl tău, zic. Acum fumează cu tata, burieni de pe lângă gardul raiului, nu zice nimic. Nimic nu zice. Și când cred că totul s-a stins, răia povestea din gară. Deci, eram student și mergeam cu trenul. Era dimineață, era aproape întuneric. Frig în gara Năsăudului și mă pun la coadă de la chioșcul pe peron și să-mi iau o țigară la fir. În fața mea un tip și brusc îi cade din buzunar un teanc de bani. Bă, da, teanc, mă înțelegi, un kil de bani strâns în elastic, cât o cărămidă. Mă uit la tip, n-a observat. Își ia cafeaua de pe și pleacă să zgribulească în, seara, în sala de așteptare. Mă uit în jur. Nimeni. Pe jos steam cu de bani. Mă aplec și îl bag bucuros în buzunar. Și mă învârt pe peron, fericit. Ta ce să vezi, începe să mă roadă remușcarea și se face tot mai frig. Și mai frig. Îl caut pe păguba și zic, vezi că ți-a căzut din buzunar teancul ăsta de bani, poftim. Și se uită prost la mine se uită la bani, apoi își facă și îmi întoarce spatele, fără să zică un mersi acolo ceva. Din clipa aceea, vă rog să mă credeți, eu n-am mai avut probleme cu banii în toată viața mea. Câți bani am dorit, atât am primit. Am muncit, muncesc și acum pe brunci, dar știu că banii îi primesc, pentru că există un Dumnezeu, știți? Mă ridic și-l iau în brațe. Se crispează puțin, în lumea dură în care trăiește, îmbrățișările sunt rare, ca diamantele. Dar îmi răspunde. Și stăm așa îmbrățișați, în timp ce ceilalți se uită emoționați la noi, cu paharele ultimei țuici a tatălui, tremurând în mână. Mi-e dor de tine, tată. Și să știi, mucenicii sunt buni. Sunt buni și acum îmi plac. Nu te supăra. Crin Triandafil Teodorescu. 9 martie. O să mănânc toată viața, mucenici, azi, cu poftă, cu ochii pe jumătate închiși, amintindu-mi de tata. Când mama îi împingea farfuria cu supa asta rituală în față, tata se închina de trei ori și repede, ca mateloții de pe Dunărea Veche, șoptind în barbă, Doamne ajută, întreit și pe urmă, încremenea privind în adâncul supei secunde bune, hipnotizat, fără să clipească, privind într-un ceva neștiut și misterios. Eram acolo de fiecare dată. Nu mâncam mucenici, mi se părea o bizarerie, o eroare conceptuală, o supă dulce cu miere de albine și mici tăieței în formă de infinit. De ce ar mânca un copil din secolul ăsta așa ceva? De ce? Așa că stăteam încremenit, Asistându-l pe tata, mâncând în tăcere mucenicii lui de 9 martie. Știa că nu-mi plac mucenicii, dar insista autoritar să-l privesc mâncând. Crud, nu? Deloc. Tata să dea amintiri, cum să desc grădinarii bulbi de crin. Acum știu. Știu. Trecut o anii, trecuta și tata, s-a dus. Pe crucea lui am ceoplit un catren dintr-o poezie din tinerețe. Așa frumoasă și rotundă și totuși așa departe de mizantropul care a fost. Chiar moartea ta să fie ca fântâna, să pată la răcoare lângă sat, să te ajungă semenii cu mâna, să le fi apă pentru a dăpat. Abia când mi-a nins m-am prins la ce se uita tata privind în adâncul farfuriei. La bunicul, pentru că îl văzuse și el pe bunicul, mâncându-și mucenicii, tăcut și emoționat. Și bunicul pe străbunicul meu și așa mereu, din neam în neam, înspre începuturile ființei noastre creștine. Mihai oftează, privindu-mă nerăbdător să termin. Nu-i plac mucenicii? Nu încă. Mă privește mâncând, protestând stins, Mamă, e legal să mă oblige să mă uit la el cu mănâncă? Apoi tace și mă privește. Mă uit în farfurie la tata și zâmbesc lui Mihai, Cât știu. Când el va fi nins la tâmple, un puști cu ochii verzi, iscoditori, îl va privi din emisfera cealaltă a mesei. Sau o puștoaică blondă cu două cozi împletite, cu tenul palid și vocea înaltă, cum e iubita lui Mihai, frumoasa lui cu nume de prințesă persană. Când voi fi bătrân, dacă nu va avea cine să-mi facă mucenici, o să-mi tai cu foarfeca, tremurând infinite din biscuiți. O să-i amestec cu apă caldă de la robinet, o să adaug o lingură de zahăr și două nuci zdrobite și o să mă uit în cană, să văd ce mai face tata. Nimeni nu mă va despărți vreodată de întâlnirea asta, din 9 martie cu viața de dincolo de moarte. Nimeni. Mucenicii sunt dorul după lumea ilaltă. De fapt, dreaptă, curată, plină de iubire. Cum asta nu-i. Nu-i. Triandafil Teodorescu 9 martie 2020 Tata mânca mucenici și mucenicii îmi displăceau de plin. Se închina de trei ori, scurt, pe furate, ca brăilenii din portul unde crescuse. Și pe fața lui citeam o teamă mare și tata părea mic și umil. Umil, dar tare frumos mai părea. Și după ce se închina fulminant, se așeza la masă, privind în gol și șoptind un Doamne ajută, larg, un orizont de mare. Era un om plin de tabieturi, dar mâncatul mucenicilor în 9 martie le întrecea pe toate. Că nu era nimic de înțeles în supa aia dulceagă, în opturile alea de aluat fiert pe care tata le învârtea cu lingura privind mereu un gol. Eu visam ciocolată. Asta visam atunci, nu zeamă de nucă și a luat fiert îndulcit cu zahăr de pe cartelă. Și nu era nimic de înțeles. Dar, deși nu era de înțeles, Surprinsesem două chestii tulburătoare în povestea mucenicilor. Că nu-l deranja că nu mâncam, hai, tată, nu mă obliga, chiar nu-mi plac. Și golul din privirea lui. Că nu mâncam. Învârteam lingura în mucenici, prefăcându-mă că-i mestec, până se termina tot circul ajenant. Nici nu era de mâncat, simțisem asta. Nu ne strângeam la masă să mâncăm mâncare, era un ceremonial și faptul că nu-i surprindeam înțelesurile îmi tăia pofta de mâncare. Și acum sunt la fel de ignorant. Când nu înțeleg ceva, mă ridic și plec în altă lume, unde pricep măcar puțin. Dar tata mă răbda nemâncând, doar privindul. Știa ceva. Și s-a dus tata. S-a dus. Ochii lui albaștri ca egea s-au stins în palmele mamei. Iar mama, în brațele căreia murise răsute de oameni, s-a oprit și n-a mai știut să facă nimic. Așa e când te desparți de tine. Nu mai știi să faci nimic. Am rămas în locul lui și în locul meu e Mihai. În ziua asta de 9 martie îmi crește o carne tremurând pe suflet și din gură mi cad oftaturi în salvă îmi cad, neîntrerupt. Între timp am înțeles totul. Că nu un gol se uita tata, mâncând mucenicii, ci se uita la bunicul, cum se închina mâncându-și porția lui de mucenicie. Și că de, de asta era fericit că l priveam, că în golul din privirea lui mă vedea pe mine, acum, stând în capul mesei și privindul dincolo de moarte, privindul l cum mănâncă mucenici cu bunicul, cu străbunicul și cu toți cei patruzeci de sfinți din Sevastia. Lui Mihai nu-i plac mucenicii, nu i-au plăcut niciodată. Mă privește razan și se foiește, așteptând să se termine povestea asta mistică și să se întoarcă la ale lui, care or fi alea. Dar în fiecare an sunt mulțumit că acceptă să stea la masă când mănânc mucenici. Într-o zi va fi în locul meu. Și va privi în golul supei și va vedea că, pentru cine iubește, nu există ger. Și iadul nu e decât o supă îndulcită cu veșnicia lui Hristos. E târziu deja. Decidem să ne așezăm la masă și să mâncăm ucenici. Mi-am pus pe suflet zăpada tuturor oftaturilor din lume. Mi-am pus-o. Și se deschide ușa brusc și apare Mihai. Dumnezeule mare, ce cauți acasă, fiule? Trebuia să fii la Cluj, nu? Am venit să te văd cum mănânci mucenici, tată. Nu puteam să te las să mănânci singur. <gângh> și asta nu e tot. Îmi mai cade inima odată și se izbește drept de cer și se umple de lacrimi. Roxana, frumoasa lui, îmi întinde un borcan cu mucenici. M-am făcut mucenici cum face mamaia la noi în Oltenia. Și îmi cumpără toată inima cu un litru de apă dulce în care plutesc opturi infinite de aluat. Și ne rugăm, după tradiția familiei, eu încep rugăciunea, apoi lovesc cu cotul pe Mihai, el continuă un timp și cotul lui transmite rugăciunea Roxanei, apoi cotul lui Mihai îmi dă deslegarea la binecuvântare. Doamne Iisuse Hristoase, binecuvântează masa aceasta. Și ne așezăm în jurul lacului din Sevastia și îl sorbim dintr-o sorbire și parcă niciodată n-a fost mai pascală masa asta rituală. Parcă niciodată. Și morții Roxanei din Oltenia vin în Năsăud, cu noi. Și supa e plină de ochii alor noștri. Plângi de dor și de promisiunea că ne vom revedea. Că Hristos a înviat și a călcat moartea cu moarte. Și pentru cine iubește, nu există sfârșit. Și nici uitare nu există. Nu. Crin Triandafil Teodorescu 9 martie 2021